Serviciul public de întreținere și gospodărire municipală Deva continuă operațiunea de toaletare a copacilor din oraș. Datorită încălzirii vremii, copacii vor intra în vegetație, ceea ce va face ca toaletarea acestora să fie sistată după mijlocul acestei luni. Da, suntem pe ultima 100 de metri în ceea ce privește toaletarea arborilor din municipiul nostru. Am reușit să facem o mare parte din solicitările care ne-au venit pe adresa SPGM-ului și pe adresa primăriei. Din păcate nu putem să soluționăm toate solicitările pentru că și în momentul de față ne mai vin solicitări pentru a continua cu o toaletată, dar activitatea SPGM-ului este influențată în mare parte de vremea de afară, iar încălzirea din ultima perioadă ne face să credem că peste o săptămână jumate nu vom mai putea toaleta pentru că arborii vor intra în vegetație. În cazul în care arborii nu vor intra în vegetație, vom continua cu această acțiune de toaletare, dar după toate prognozele și după cât s-a estimat și din partea specialiștilor pe care avem în cadrul SPGM-ului, mai avem o săptămână jumate, două săptămâni în care reușim sau sperăm că vom reuși să soluționăm cât mai mult din solicitările care ne-au venit pe adresa noastră. SPGM este un serviciu public cu personalitate juridică, fiind organizat de către Consiliul Local al Municipiului Deva și se află în subordinea directă a acestei autorități.